Sute de elevi care vor termina clasa 8 au fost prezenți la bursa ofertelor școlare pentru învățământul liceal și au primit pliante de prezentare. Magherul a fost mai mult convins acum, energetic m-am gândit de mai mult timp. Automatizările energetic. De ce? Pentru că e un liceu bun. Am găsit, da, la Mircea. Da. Mi-a dat info. Cel mai frumos. Și de ce drog mai? Robotica. Reprezentanții școlilor din Vâlcea au ales să-și prezinte ofertele pentru anul viitor în cele mai deosebite moduri pentru a-i atrage pe viitorii liceeni. Unii au venit cu mascote, alții au preferat pe elevilor să le fie ambasadori. Noi ne deosebim prin profilul pedagogic. Avem două secții, avem educator învățător și educator pericultor, adică sunt două clase, a câte 26 de locuri. Facem practică cu copii și consider că este un profil care ne ajută foarte mult să ne dezvoltăm atât pe plan personal cât și pe plan de carieră. Pentru anul școlar următor ne-am propus să realizăm o clasă de filologie și una de turism. Turism? Turism. E primul an, să înțeleg, pe turism. Primul an? Nu este primul an, este al doilea. Din fericire și anul trecut am realizat tot o clasă de filologie și una de turism. Este al doilea an, suntem autorizați de anul trecut și sper să le realizăm pe amândouă clasele, pentru că venim cu ceva nou, cu ceva frumos. Anul acesta avem mai multe locuri pe mecanică auto, în primul rând, pentru că avem o oarecare profilare pe partea asta. Și mai venim cu o chestie, faptul că continuăm acest operator pe comandă numerică, iar mașinistul utilaje cale și terasamente este iarăși una dintre meseriile căutate în această perioadă. S-a dat drumul la șosele, la drumuri. Este nevoie de muncitori calificați, este nevoie de tineret care să învețe meseria și se pare că începe tineretul să se regăsească în treaba asta. Pentru a evita aglomerația, organizatorii au ales să cheme școlile gimnaziale pe rând să viziteze standurile liceelor. Elevii de clasa 8 au avut astfel posibilitatea să afle pe îndelete despre specializările pe care le pot urma, numărul de locuri pe care le au la dispoziție, dar mai ales despre șansele pe care le au pentru a fi admiși la unitățile liceale favorite. Inspectoratul școlar își pregătește oferta pentru licee astfel încât locurile să corespundă numărului de absolvenți și fiecare dintre absolvenții de clasa 8-a să-și găsească locul la liceu. Pentru anul școlar viitor, absolvenții de gimnaziu din Vâlcea au la dispoziție 95 de clase de liceu la zi și 23 de clase de învățământ profesional, inclusiv dual.